Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Iași a organizat astăzi la Casa de Cultură a Studenților Bursa Locurilor de Muncă. Sute de oameni interesați de găsirea unui job au participat la eveniment. Peste 75 de angajatori din județ au pus la dispoziția șomerilor și tinerilor interesați de un loc de muncă peste 1200 de posturi atât în Iași cât și în Pașcani. În cadrul evenimentului, ieșenii au interacționat direct cu angajatorii și au aflat informații despre salarii sau alte beneficii. Domeniile de activitate în care se caută oameni sunt diversificate, de la construcții și telecomunicații până la jandarmerie și poliție. În ceea ce privește domeniile de activitate, am încercat să acoperim majoritatea domeniilor de activitate, industrie, construcții, comerț și alimentație, horeca, servicii. Încercăm să răspundem tuturor cerințelor din partea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Majoritatea persoanelor prezente la eveniment sunt înscrise în evidențele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă din Iași. Multe domenii, și pază, și sudor, că asta e meseria mea de bază. Am mai multe, dar oportunități. Acum sunt în imposibilitatea de a exista o muncă fizică. Totodată, zeci de elevi și studenți interesați de ofertele pieței de muncă din Iași au venit să interacționeze cu angajatorii. Au venit pentru viitor în caz de găsesc ceva după facultate, pe profilul pe care vreau să-l urmez. Aproximativ 15% din ofertele angajatorilor s-au adresat persoanelor care au studii superioare. Aici găsim mai mult șoferi de astea, nu am carnet, n-am experiență, n-am... Bine că nu contează că e în afara orașului, că este transport, îți plătește transportul, dar problema că mai mult cu experiență, cu facultate, cu chestii de astea, noi nu avem. Una dintre atracțiile evenimentului a fost standul dedicat înscrierilor în Jandarmeria Română, dar și în cadrul Poliției Române. Păi eu momentan sunt la un domeniu mecanic și de preferat ar fi mecanic sau electrică, dar... Prefer și jandarmeria, am mers acum la jandarmerie sau la militar la zona lui Iași. La eveniment au participat și asociațiile care se ocupă de cetățenii ucraineni în căutarea unui loc de muncă din Iași.